Mi-am dat seama de ce fel de prost sunt când am primit 18 ani. Ne-am luat permisul de conducere și ați văzut cum e, că la noi așa e în România. Faci ceva bun, trebuie să faci cinste, că nu știu, nu înțeleg, n-am niciodată ce. Bă, ți-ai luat casă, dai de bun, dar te și tu la muncă. Și mi-am luat permisul, bine mă lasă, am făcut cheta aia, am fost la mine acasă, am pus casa la bătaie, am luat bere burger, dacă mai țineți minte, Petru de burger, ne-am dus acasă la mine, am început șatru de burger, șatru de burger, șatru de burger și la un moment dat zice un prieten, bă, Dumitru, hai să mergem la... Zic, bă, frate, mai avem 10 lei, cât dăm pe taxi până acolo, adică... Ce bă, dar tu ești prost, mă? Păi ia și tu mașina, conduci tu, bea, să vezi cum e, fii nebun, că ai făcut 18 ani, abia nu vrei să vezi cum e și eu prost ușor influențat. Zic, bă, știi că ai dreptate, hai că iau mașina, mă, ce c***. M-am suit în mașină, aveam un Peugeot 206, am ajuns la McDrive acolo și cum stăteam noi la coadă, zice tovarășul meu din dreapta, bă, Dumitru, cum ar fi să furăm panoul ăsta care anunță meniul zilei, mă, ha? Și eu zic, bă, Marius, nu e cioacă, nu e glumă. Ha, mă, că e Caterinca. Și zic, bă, știi că ai dreptate. Îl fur chiar eu. Am condus beatul, aici ai furios. Stai, da, așa, așa, așa. Am dat jos, am luat panoul ăla, vă jur, mă chinuiam să-l îndesc în portbagaj, avea crace, ea fiind portbagajul mic la Peugeot 206, împingeam așa, hai, panoul, mă, și odată am auzit din spate, bă, m-am pe mine, în 5 secunde am avut toate filmele din pușcărie, ajung la pușcărie, toți băieții acolo, tu ce ai intrat, mă, crimă, tu viol, tu, am furat un panou de la hamburger te facem, 10 ani. M-am întors așa panicat, era unul cu numere de Bulgaria, negru, ce fost, scos jumate pe geam și zice, nu așa, bă, la mea, că așa nu capezi. Ah, okay. Și eu vă mulțumesc mult de tot, sunt Cătălin Dumitru, Cătădân, vă pup, mersi.